Fondatorul Microsoft, Bill Gates, susține că omenirea trebuie să se pregătească pentru alte pandemii, care vor fi mult mai periculoase pentru oameni decât COVID. El a făcut această afirmație în contextul în care, la nivel mondial, doar națiunile bogate își permit tratamente medicale în astfel de situații. Bill Gates le cere țărilor importante să contribuie cu miliarde de dolari pentru a se pregăti de următoarea epidemie globală. Acesta susține că în timp ce variantele Omicron și Delta ale coronavirusului au fost unele dintre cei mai transmisibili viruși văzuți vreodată, lumea s-ar putea confrunta cu un agent patogen la fel de contagios, dar cu o rată de mortalitate mult mai mare. Când vine vorba de a cheltui miliarde pentru a salva trilioane în daune economice și zeci de milioane de vieți, aș spune că este o poliță de asigurare destul de bună, a spus Gates, observând că eforturile aparent uriașe în prevenție ar putea scuti daune mult mai mari după explozia unei noi pandemii. Tot el a adăugat că investițiile în pregătirea pentru o viitoare pandemie ar putea fi de asemenea utile în abordarea problemelor de sănătate globale existente, pe lângă altele, precum crearea unui vaccin pentru HIV și a unor vaccinuri mai bune pentru tuberculoză și malarie. Fondatorul Microsoft a mai declarat că prioritățile lumii sunt ciudate și că depinde de maniera în care guvernele lumii gestionează, mai ales din punct de vedere financiar, următoarea epidemie globală și inechitatea vaccinurilor. Bill Gates a subliniat că orice eforturi și mai ales cele în termeni economici ar preveni daune mult mai grave și ar crea permisele pentru viitoare inovații care ar putea fi utile.